Bine v-am găsit, dragii noștri, la o nouă emisiune Zăstrea Maramureșului. Iată că intrăm din nou în casele dumneavoastră după o lungă perioadă de hodină. În cadrul emisiunii de astăzi încercăm să prezentăm cele două muzee ale Maramureșului, mândriile noastre din totdeauna, pentru că Maramureșul se mândrește cu două muzee impresionante în aer liber. Astăzi prezentăm în cadrul unui vernisaj fotografii făcute de către Gabriel Motica și venim în Sighetul Marmației, unde o să puteți urmări o șezătoare care ne aduce în evidență cămășa tradițională strămoșească. Așa că rămâneți alături de noi. Expoziția, vernisajul expoziției Chipuri și Cămeși. Este o mare bucurie ca după 4 luni în care a trebuit și am fost nevoiți să vă ținem la distanță, să putem să vă avem mai alături de noi la această expoziție. Colegii noștri au așteptat și s-au pregătit cu drag pentru acest eveniment, lucrând dincolo de ceea ce se vede cu depozitele, cu patrimoniul, au tot pus deoparte câte o cămeșă pe care o considerau ca partea unei viitoare expoziții și ziceau abia așteptăm să facem. Și uite așa s-a strâns un număr mare de piese și ideea noastră a prins contur. Le mulțumesc colegilor mei pentru idee și alături de ideile noastre s-au alăturat în chip fericit inspirația și chipurile frumoase ale artistului fotograf Gabriel Motica, pe care ne bucurăm să-l avem astăzi alături și împreună am reușit să realizăm această expoziție. Mulțumesc colaboratorilor noștri de la Universitate, care mereu ne sunt sfătuitori și care ne îndrumă și ne sunt parteneri în multe evenimente și o avem alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Delia Soiogan, prodecanul Facultății de Litere din cadrul Cercului Universitar Nord Baia Mare. Și îi mulțumim foarte mult că ne este alături la evenimentele pe care le desfășurăm și vine cu studenți ca să le arate aici la noi cu obiectul în față, ca să spun așa, și să le povestească despre Maramureș, despre Cămeși, despre zestrea noastră autentică. Este o zi specială, este și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și sunt zienele, în calendarul popular știm că este o zi cu semnificații aparte, cu rituri, cu simboluri. Și tocmai de aceea nu se putea o zi mai potrivită pentru a scoate la lumină această expoziție. Din 2013, comunitatea la Buz Rumen a încetățenit, să spun așa, să fie ziua universală a ei, a cămășii maramureșene la noi, a spăcelului, a ciupagului. Și este bine că se vorbește despre această piesă importantă a costumului tradițional și că am început să scoatem din lăzile de zestre, să vorbim despre el și chiar să se fabrice în continuare, să se facă. Meșterii noștri populari preiau modelele vechi și le pun pe cămeși noi. Doamna conferențiar, aș vrea să le spuneți câteva cuvinte din experiența dumneavoastră, din drumurile pe care le-ați făcut în Maramureș cu studenții și din atâția ani petrecuți aici în Maramureș. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor! E o mare bucurie să pot să particip la această expoziție și am venit mai devreme cu intenția de a o vedea înainte, pentru că e bine să vorbim despre lucruri pe care le-am văzut și pe care am încercat să le înțelegem. Este o întâlnire atât de frumoasă între ceea ce înseamnă sânziene, cămeși și chipuri. Nimic mai frumos nu se putea întâmpla într-o astfel de zi, pentru că atât chipurile cât și cămeșile vorbesc despre noi. În chipul femeilor, în chipul tinerelor, fete, în chipul bărbaților, găsim, de fapt, urmele identității noastre. Găsim semnele acelea ale trecerii prin vreme, ale muncii și ale valorilor, pe care ochii întotdeauna le vor descoperi. Priviți fotografiile acestea și ele vă vor dezvălui, de fapt, o întreagă știință a identității noastre ca popor. Eu când întâlnesc în drumurile mele un bătrân sau un om oarecare, care e de fapt o ladă de zestre în sine, stau și îmi vine să mă închin lui.
Și i-am învățat și pe studenți să vadă în acești oameni ceea ce e dincolo de aparențe. Ceea ce e dincolo de riduri și de mâini bătătorite și de vorbe pe care ei nu le consideră atât de importante precum faptele. Trebuie să descoperim în aceste chipuri tot ceea ce este mai sfânt și mai sacru în acest popor. Alăturarea chipului cu această cămașă, care și ea devine o marcă identitară, care și ea poartă în ea semne de comunicare, simboluri foarte puternice, pe care, din păcate, am învățat să nu le mai respectăm. Nu mai știm ce înseamnă. E momentul să începem să redecodăm, să redescoperim sensul din aceste cămăși, pentru că ele nu sunt doar niște obiecte de port. Ele nu aveau doar rolul de a acoperi o golăciune, ci ele veneau să transmită niște mesaje foarte puternice. În toate semnele acestea, geometrice sau negeometrice, în florile de pe cămăși, găsim, de fapt, o întreagă mentalitate. Găsim, de fapt, un întreg mesaj pe care, dincolo și prin vreme, dincolo de vreme și prin vreme, oamenii aceștia ni le-au transmis și, oarecum, să știți că ne obligă să le ducem mai departe. De aceea este foarte bine că meșterii populari de astăzi preiau aceste modele, uneori inconștient. Le preiau prin desen și pentru că le plac astfel de motive. Dar venim noi, cei care încercăm să ne apropiem de sens, de semnificații și decodăm. Și ne reamintim cine suntem și ce suntem. Îl felicit pe domnul Motica și îi felicit pe toți cei care au lucrat la această expoziție. E foarte frumoasă întâlnirea dintre obiecte și dacă stăm să le vedem pe fiecare în parte, dar și împreună, vom reuși toți să descoperim sensul acela care spune: aceștia suntem noi. Suntem unici și în același timp aparținem universalului. Trebuie să descoperim în toate aceste elemente și elementele de diferență, dar și elementele de unitate. Pentru că nu putem fi singuri, dar nici nu putem să fim o masă amorfă într-o structură creată abstract de om. Felicitări și vă rog, opriți-vă în fața fiecărui obiect și citiți-l, pentru că aveți ce citi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! De fiecare avem multe de învățat și v-am ascultat multe ore în șir, doar că astăzi ne-am propus să facem un vernisaj mai scurt, ca să nu stăm mult împreună, să respectăm condițiile și toate cele. Așa cum a spus și dumneavoastră, aceste imagini, aceste chipuri, spun povești și poate că, adică cu siguranță, nimeni nu poate să ne spună aceste povești, așa cum le-a perceput decât artistul fotograf, Gabriel Motica, cel care în peregrinările lui prin Maramureș a surprins și sunt sigură că are mii de chipuri, dar astăzi a venit cu o selecție pe care le-a considerat potrivite să le aducă în fața dumneavoastră și să le asocieze aceste expoziții. Domnul Motica, vă rog să ne împărtășiți din gândurile dumneavoastră. Ziua bună la toată lumea, la mulți ani pentru această zi, la mulți ani pentru cei care poartă nume de Sânziană sau derivate din acest nume. Este o sărbătoare foarte frumoasă, de foarte mulți ani. Se pierde negura timpului. Am citit acum zilele acestea că numele de Sânziană provine chiar de pe vremea dacilor, care l-au preluat de la roman, venerându-o pe zeița Diana, zeița frumuseții, iar cum la noi erau sfinți la modă sau prescurta sân, Sânziană, deci de acolo provenit se poate separa acest nume. Nu vreau să mă lungesc pentru că nu-mi place să vorbesc sau poate găsesc mai greu cuvintele. Despre Maramureș și oamenii din Maramureș s-ar putea spune o infinitate de cuvinte.
Eu spun doar atâta, să am întrebare, câte fotografii ar trebui realizate ca să-i surprindă Maramureșului frumusețea și tot ce ține de Maramureș, tradiții, oameni, locuri, mâncăruri, obiceiuri. Deci, efectiv, ar trebui să fim mândri și bucuroși că trăim și ne-am născut pe acest pământ binecuvântat. Vreau să îi mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu că am norocul să locuiesc în minunatul Maramureș. Vreau să mulțumesc familiei pentru că mă susține și mă înțelege în ceea ce fac. Se pare că asta va fi misiunea mea până mor, să promovez Maramureșul. Vreau să mulțumesc doamnei Monica Mare pentru această oportunitate și că am pornit o colaborare frumoasă și pentru această expoziție. Doamnei Delia pentru frumoasele cuvinte și pentru munca ei de specialitate în a descrie prin cuvinte tot ce se ascunde în spatele tradițiilor din Maramureș. Doamnei Ana Maria pentru organizarea și colaborarea acestei expoziții. Le mulțumesc celor pe care am surprins în fotografiile mele, mii la număr. Din păcate, a trebuit să mă rezum la o selecție și această selecție, de fapt, îi cuprinde pe toți locuitorii țărilor Maramureșului și vă mulțumesc și vouă celor care ați venit astăzi aici. Să vă bucurați de această zi, să vă bucurați de portul din Maramureș, nu doar în această zi universală a cămeșii românești, să încercăm să îl punem în valoare zi de zi, duminică de duminică și să facem o punte către noile generații ca să nu se piardă aceste tradiții. Pentru că dacă se pierde în Maramureș tradiția, atunci devenim și noi ca județ, ca regiune, o regiune banală, normală și nu o să mai fim vizitați de turiști și nu o să mai știm care ne-au fost tradițiile. Mulțumesc mult, o zi frumoasă la toată lumea! Sunt convinsă că acesta este doar începutul unei colaborări fructuoase și că avem multe de văzut și multe de oferit. Această expoziție n-ar fi fost posibilă fără sprijinul și fără ochiul de artist și ideile ingenioase ale colegii noastre, Ana Maria Naut, care este curatorul acestei expoziții, este conservator în cadrul muzeului nostru, dar și alături de echipa muzeului, muzeograf, conservator și ceilalți specialiști băieți care ne-au ajutat să punem la cale în câteva zile, în două zile, cred că au reușit să facă această expoziție. A fost o muncă imensă, dar sufletul din spatele ei se vede și gândurile doamnei Ana Maria să ne expună ceea ce a creat aici sub ochii noștri și ce a vrut să transmită prin realizarea acestui concept expozițional pe care o să-l completăm și cu informațiile de specialitate, pentru că timpul a fost scurt, dar expoziția va rămâne cel puțin două luni. Noi vom reveni la etichetare, astfel încât turiștii care ne vor trece pragul să aibă mai multe informații despre piesele expuse. În primul rând, mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea ce mi s-a acordat. Sunt foarte tânără în ale muzeologiei, lucrez în acest lăcaș doar de 10 luni și sunt extrem de flatată că am avut această posibilitate atât de repede în a mă exprima. Iubesc de o viață portul, iubesc de o viață vestimentația, iubesc de o viață tot ce înseamnă arta fotografică și iată, am reușit să le aduc la numitor comun. Pentru mine personal este deocamdată, ca o primă expoziție, un exercițiu cu un discurs cuplu, cu unul cel al materialității, al adevărului științific dat de etnografie, da? Și celălalt, un discurs ce pledează în favoarea spiritualității, a legăturii eterne între cer și pământ, legătură care ce coordonează și însuflețește viața țăranului și viața noastră de zi cu zi, zic eu. În mare măsură, din câte știm noi din mitologia poporului român, azi noapte s-au deschis cerurile
Și a fost noaptea de sânziene. În modalitatea de panotaj a expoziției, am încercat să fac această legătură. Deci aceste ii, aceste cămăși, păcele, s-au transformat în îngeri. Îngeri sunt cei care odată au purtat aceste veșminte, pentru că așa am reușit să le achiziționăm și mulțumită doamnei Janeta Ciocan, muzeograf de o viață, am reușit să avem o ladă de zestre proprie a muzeului minunată. Legătura între trecut și prezent mi-a fost favorizată să exprim datorită fotografiilor domnului Modica, cu care am reușit să colaborez foarte bine și să rezonăm într-un timp foarte scurt. Acele chipuri din fotografii sunt cei care duc mai departe ceea ce ne-au lăsat cei din urmă. Și minunăția constă în faptul că nu moare portul, nu moare cămeșa, nu moare spăcelul și ajungem să-l purtăm cu mândrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitate, mulțumesc enorm echipei, pentru că echipa a fost foarte mare. Chiar dacă, să zicem, eu am fost vioara întâi, nu s-a pus problema, am fost o orchestră întreagă, conservator, custode, restaurator, muzeograf, îndrumători. Am avut de toate și mulțumim că ne-ați omorât cu prezența chiar și în aceste vremuri pandemice. Mulțumim foarte mult, doamna Maria. Este un început de bună augur. Sunt convinsă că vom face lucruri frumoase împreună cu această echipă tânără, care, așa cum ai spus, învățăm unii de la alții și de la specialiști să facem lucruri bune. Și ideile pe care colegii noștri ne le împărtășeau înaintea începerii vernisajului, le vom ține cont de ele și le vom pune în practică, pentru că asta ne dorim, să facem lucrurile așa cum trebuie. Mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături. Doamna ne este alături și doamna inspector Cristina Ioan. Și acum, fără să potrivim ceva de la bun început, vernisajele noastre întotdeauna aveau și o notă artistică, veselă. Și am rugat-o în încheiere, dacă poate, cu vocea dânsei minunată, așa, fără o altă pregătire, să ne cânte ceva la finalul acestui vernisaj. Și după aceea vă invit să vizitați și să vă opriți asupra prieților, așa cum a spus și doamna profesor Struiogan, să le vedeți, să le citiți pe îndelete și, de ce nu, să spuneți în urbe că această minunată expoziție există. Vom face și noi promovare pe parcursul acestei veri, să vină, să ne treacă pragul turiștii și să ne mândrim cu ele. Doamna Cristina, vă rog, vă aștept, vă ascultăm. O parte dintr-o parte lucrată de Tiberiu Brădicean.
ne-ar mai potrivi. Iar a spus într-o lume a satului, cea despre care... Ancestrală, da. Vă mulțumim foarte mult. Totdeauna muzica este un diamant pentru sufletele noastre. Vă doresc vizionare plăcută și vă mai așteptăm la activitățile noastre. Mulțumesc!